Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod din Cinebanda lui Alin. De data asta avem o nouă recenzie de comics de la editura Grafic. Dacă vă mai aduceți aminte, v-am promis în episodul precedent că o să mai tot vin astfel de clipuri și din acest motiv am revenit cu altul după 3 luni. Asta e. Astfel am ales să pun în valoare un titlu pe care unii l-ar considera atipic față de ce discutăm noi în mod normal aici pe canal, dar vă asigur, este o mică mină de aur. Freshmaker. Și astfel voi tranzita genial către titlul cărții și anume Lucky Luke și mina de aur a lui Dick Digger. Scrisă și desenată de belgianul Maurice Dubever, cred că este, sper corect numele, sau pe scurt, cum îi spun prietenii, Maurice. Seria originală a apărut pentru prima oară în anul 1946, s-a oprit din publicație în anul 1967, ca apoi să fie din nou publicată de o altă editură până în 1988, ca apoi să fie din nou preluată de o nouă editură, Lucky Comics. Lucky Comics publică seria și în prezent și se poate comanda fără probleme în limba franceză, fiindcă asta este o serie europeană. De altfel, este și una dintre cele mai faimoase și longevive serii europene. Printre cele mai populare, să zic așa, se numără aventurile lui Tintin, Rahan și, da, seria despre care vorbim astăzi, Lucky Luke. Cu toate acestea, acțiunea nu are loc în Europa, ci în Statele Unite, în vremurile vestului sălbatic, și îl are în rolul principal pe titularul seriei Lucky Luke, care nu este foarte bine definit ce este, șerif, justițiar, bun samaritean, e Mad Max, ok? Este fix Mad Max dacă îi scoți apocalipsa și laptele matern. Vine, observă problema, o rezolvă și pleacă. De asemenea, Lucky Luke este recunoscut ca un pistolar eficient. În mod normal, în acest segment al videoului v-aș fi arătat cartea și cum pe verso scrie ceva de genul trage mai repede ca umbra lui, doar că, din păcate, atunci când mi-am luat echipamentul de filmat de acasă ca să vin aici de unde în mod normal înregistrez clipurile pentru Cinebanda lui Alin, am uitat să iau și banda desenată. Asta e. Dar vă puteți imagina, o să pun eu aici o poză și... Deci merge mai departe asta. Se mai întâmplă. Iar alături de Lucky Luke este partenerul său de mare nădejde, calul Jolly Jumper. Îmi place faptul că atât numele cât și prenumele personajelor, Dick Diggers, Jolly Jumper, Lucky Luke, încep cu aceeași literă. Asta este o tehnică veche pe care o găsim și în comicsurile americane, precum Clark Kent, Lois Lane, Peter Parker. De ce? Este ușor pentru cititor să rețină numele și pentru scriitor să născocească acest nume. Ok, dar revenim la acest comic. Despre ce e vorba? Primul volum, Lucky Luke, colecționează două povești. Mina de aur a lui Dick Digger, în mod evident, dar și un backup, Rodeo Arizona. În Mina de aur îl avem pe Lucky Luke, care îl întâlnește pe Dick Digger, un moșneag bețivan care se laudă că a găsit planurile? Cred că ar trebui să fie hartă, că planurile unei mine de aur nu știu cât sens are. Mă rog. Evident, acesta atrage atenția unor doi tâlhari, pe unul din el chemându-l Big Belly. Iubesc numele ăsta. Vă puteți imagina puțin dialogul? Pe urmele cui ești? Pe urmele lui Big Belly, ești nebun? De aici cred că vă prindeți deja de poveste. Ăștia doi încearcă și reușesc să-i fure planurile lui Digger, iar Luke este pe urma lor să le recupereze. Povestea este extrem de entertaining. Se desfășoară, zic eu, ca un episod clasic Tom și Jerry sau Looney Tunes, plin de acțiune și... Deși povestea pare simplistă și pentru copii, este, dar asta nu înseamnă că nu poate fi savurată la orice vârstă. Evident, am și niște mici critici, ca de exemplu, nu ne este prezentată niciodată mina de aur, Dick Digger pur și simplu la finalul poveștii își ia planurile și pleacă cu ele, împreună cu nevasta lui, și eu totuși ar vrea să știu unde este mina de aur? De ce nu ne arată mina de aur? Este ca și cum în filmul El Dorado oamenii niciodată nu ajung în El Dorado. Iar a doua mea critică este că arta este puțin inconstantă, cel puțin când vine vorba de fețele personajelor. Avem trei variante de Lucky Luke. Eu înțeleg că arta este dinamică și practic un fel de animație, dar cu toate astea, când ajungi într-un punct în care nu-ți mai recunoști personajul,
titlul este o mică problemă. Altfel, este o poveste foarte amuzantă cu personaje colorate și, credeți-mă, merită să fie citită. În a doua poveste, Rodeo Arizona, Luke este băgat în închisoare din cauza unui sosi, un fel de prinț și cercetător, doar că aici unul este bun și altul e rău. Ca și în prima poveste, avem acțiune, dar de data asta puțin mai complexă cu niște răufăcători mai interesanți, iar diferit față de prima poveste este că la final personajul negativ este ucis off-panel de Luke. Pe lângă asta, o să arate excelent ca un coffee table book. Acum, la momentul filmării au reduceri. Nu știu dacă o să mai fie și când episodul o să fie publicat, dar chiar și așa, prețurile sunt excelente. Aveți încredere în mine, fiindcă eu cumpăr lunar comics din state cu 25 de lei numărul, deci prețul este mai mult decât accesibil. Ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit suficient de entertaining cât să dați un like, un subscribe și un share, mă ajută pe mine foarte mult, vă ajută pe voi. Sper că v-am convins să achiziționați Lucky Luke și să aveți așa o doză bună de povești amuzante western. V-am lăsat, am plecat pe urmele lui Big Belly.